Au început oamenii să facă cumpărăturile pentru Paște? Astăzi da, dar până ieri a fost tot pauză. Ce le oferiți? Produse de grădină. Ceapă verde, ridichi, usturoi, salată, verdețuri și cartofi noi. De ce ar trebui oamenii să cumpere de la piață? Asta rămâne la aprecierea lor, că majoritatea merg la supermarket în ideea că nu le place să vină la piață, că piața e împuțită, așa se exprimă dumnealor. Dar de ce ar trebui să vină să cumpere de aici? Păi ar trebui dacă vor produse de casă, dacă nu vor produse de import. Cel puțin în perioada verdețurilor și perioada de vară să vină, dacă nu tot timpul anului. Mulțumesc! Vânzare! Bună ziua! Bună ziua! Da. De ce ați venit la piață? Mai luat un morcov, mai o ceapă verde, mai un pătrunjel și... Cum sunt prețurile? Sunt acceptabile. Mai bine de la piață sau din supermarket? Mai bine de la piață. Mai bine de la piață, că e original și alea de aduse de dincolo. Nu zic că nu sunt bune și alea, dar e mai sigur de al nostru. Ce e crescut în pământul nostru. Au început reșițenii să facă cumpărăturile de Paște? Da, dacă astăzi, deci începutul a fost foarte bine, să sperăm că și mâine și poimâine o să fie la fel. Noi venim de la Belinz cu produse de sezon proaspete și sperăm să vină cât mai mulți clienți. Îi așteptăm cu multă plăcere și cu mult drag. Ce ați adus mai? Avem spanac, ceapă verde, usturoi verde, ridichi, salată, cartofi, varză murată, de toate. De ce ar trebui să cumpere de la piață? Deci ce ar trebui de toate? Mai ales acum, de sărbători, cel mai bine ar fi să vină multă lume și să cumpere. De la noi, de la producători. Noi suntem direct producători și am vrea mai multă lume să vină. Să cumpărați. Ce găsim? Ați început să faceți cumpărăturile pentru Paște? Da. Ce veți cumpăra? Păi uitați, verdețuri, carne de miel, de toate. De ce de la piață și de ce nu de la supermarket? Fiindcă sunt bolnavă și aici aproape piața și vin. Cum sunt produsele de aici? Bun. Și prețurile? Cam dispărate, dar ce să facem? Și oamenii muncesc. V-am făcut cumpărăturile pentru Paște? Mă grăbesc, da. Ați început cumpărăturile pentru Paște? E prea scump, e 300 de lei un kilogram de carne. Altceva, ce mai vreți să cumpărați de la piață? Da, vat și mă duc la altul magazin și curcani acolo. Mai bine iau un curcan cu 200 kg de... Cum sunt prețurile? Scump, de tot. Foarte scumpe. Nu suntem mulțumiți deloc. Să rămână.
așteptați? Miel. Și așteptați de mult? Cap nebunt. De ce, ce faceți cu el? Îl mâncăm. Cum îl pregătiți? Și ciorbă, și friptură, și drog, dacă mai se poate să iau. Și de ce vreți de aici, de la oameni, nu din supermarket? E proaspăt și cred că e mai bun decât ăsta cumpărat de la alimentare. De la... E proaspăt. Dumneavoastră, de când timp aștept? Păi eu știu, o oră, că merge greu, că e singur și taie, aduce. Fiecare ia după buget. Cât vreți să cumpără? Jumătate, eu așa, că n-am atâta bani. Cât e? 6 kg, 5 kg, cât e? Cum îl pregătiți? Ciorbiță prima dată, friptură, drog dacă am, dacă nu, facem cumpărături. De ce de la producător și nu din supermarket? Domnul cunosc de 10 de ani, așa că e prietenul nostru și tot de la el am luat. Cunosc de 30 de ani. Mi se pare prețul, știți cât e? Știu cât e, dar... Asta e. Toți l-au dat afară și el a rămas, ce să fac. Dar în magazin e 24 de lei, așa că... Eu sunt cu soția împreună. Bună ziua! Carne de miel. Așteptați de mult? Nu, acum am ajuns. De ce de la piață și de ce nu de la supermarket? Păi la supermarket nu găsesc. Trebuie să fii la 8 acolo. Și dacă te duci acum, nu mai găsești. Cum îl pregătiți? Cine îl pregătește? Soția. Friptură, drob, a doua zi ciorbă. Mulțumesc! Cu plăcere! Recomandăm consumatorilor ca la achiziționarea alimentelor să aibă în vedere următoarele aspecte. Să urmărească cu atenție produsul din punct de vedere organoleptic, să refuze produsele alimentare care prezintă urme de mucegai sau care prezintă data durabilității minimale depășită, să refuze produsele alimentare preambalate care prezintă ambalajul deteriorat și pentru care există suspiciunea deteriorării și a conținutului. La cumpărarea produselor alimentare să solicite și să păstreze bonul de casă pentru a putea proba în cazul în care, în mod justificat, doresc să reclame calitatea sau siguranța unui produs. Să nu cumpere produse alimentare din locuri neautorizate, comerciantul respectiv nu are posibilitatea să asigure condiții optime de transport, depozitare și comercializare și nu va putea elibera bon de casă care să justifice tranzacția comercială și risca să achiziționați un produs neconform sau chiar nesigur care poate să vă afecteze sănătatea. În județul Caraș-Severin sunt avizate temporar 3 puncte de sacrificare miei, respectiv în Reșița, în cadrul pieței agroalimentare Nord, în Bocșa, punctul de sacrificare se regăsește în piața agroalimentară Bocșa și la Moldova Nouă, punctul de sacrificare este la Moldova Veche numărul 1. Aceste puncte de sacrificare funcționează în intervalul orar 7-17 până în data de 1 mai. Pe toată perioada sacrificărilor de miei este asigurat controlul sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor din partea inspectorilor sanitar veterinar ai Direcției Sanitar Veterinare Caraș-Severin. Recomandăm cetățenilor să achiziționeze carne de miel și produse alimentare numai din unități autorizate, înregistrate sau avizate temporar sanitar veterinar.